Un an și jumătate de chin, atât au avut de îndurat până să fie salvați doi copii de 8 și 14 ani din Șimleul Silvaniei. Mătușa lor, cea care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, i-a abuzat în repetate rânduri, i-a agresat sexual și le-a aplicat pedepse de o cruzime ieșită din comun. Agresiunile au fost date în bileac de Bogdan, un băiat de 19 ani, care după ce a participat la mai multe episoade de acest fel, a sesizat protecția copilului. Ulterior, procurorii au decis să-l ancheteze și pe el, devenind astfel suspect de corupere de minori. Băiatul de 8 ani era supus unor pedepse crunte. Inculpata l-a obligat pe minor să stea în genunchi, legându-l la gură cu un fular, îmbrăcat în haine de iarnă, cu mâinile întinse și cu o bâtă pe acestea, forțându-l să stea în această poziție timp de aproximativ 20 de ore, lângă o sobă, fără a mânca sau a bea apă. Se arată într-un comunicat emis de DICOT. Mai mult, sub amenințarea cuțitului, băiețelul a fost obligat să practice activități cu caracter sexual. Nici surioara lui de 14 ani nu a avut o viață mai ușoară. Inculpata RNF, împreună cu suspectul BBA, au determinat-o pe minoră care a acționat sub constrângerea morală a celor doi, fără vinovăție, și au înlesnit filmarea acestora, producând, deținând și stocând în acest fel material pornografic, pe care l-au distribuit ulterior și altor persoane. Au arătat procurorii, care în urma percheziților din Casa Groazei au găsit mai multe harddiscuri și telefoane cu imagini incriminatorii, dar și un cuțit, o bâtă și mai multe obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte folosite în abuzurile împotriva minorilor. Vecinii au auzit și ei de grozăvirile la care copiii au fost supuși. Au zis că nu, de multe ori la mine și au zis că pune noaptea în genunchi, că erau răi. Îi pedepsea, normal că îi pedepsea. Toți știau că fata de 14 ani a întreținut relații intime cu tânărul major. Fata a zis că s-a culcat cu Bogdan pentru că era amenințată el. Un alt vecin crede că vina îi aparține băiatului care a sesizat cazul și care cel mai probabil are interese ascunse în toată povestea. După ce i-a luat mașina la copil, a început să amenințe. Zice n-o mers, că i-am auzit că era vorba despre ceva filmare. Zice n-o mers de un an și ceva, de când s-a întâmplat, dacă e chiar așa cazul. Așa ar fi fost corect. Cei doi copii trăiau în condiții de neimaginat, într-o casă ce se putea oricând dărâma pe ei, nu aveau apă curentă și de cele mai multe ori erau nevoiți să facă baie la vecini. Despre mama celor doi minori se știe că are probleme psihice și de aceea aceștia au ajuns în grija mătușii. Copiii mai au cel puțin 10 frați făcuți de mamă cu bărbați diferiți. Mătușa acuzată de abuz a fost reținută pentru 24 de ore pentru rele tratamente, pornografie infantilă și abuz. Instanța urmează să decide dacă femeia va fi arestată pentru 30 de zile.